Accidentul a avut loc în comuna Drăguțești. Autoturismul a ajuns pe celălalt sens de mers și s-a izbit violent de un cap de pod. Atât băiatul manelistului, cât și un alt tânăr aflat în autovehicul au suferit răni serioase în urma impactului. Martorii au încercat să scoată victimele din mașină și să le acorde primul ajutor. V-am sărit mai mulți băieți de aici și i-am scos. Am scos parbrizul și asta și era cumva șoferul cu picioarele torsionate, dacă el fus șofer. Celălalt din partea dreaptă cu capul sub gurd. Ajutor, mai puteau vorbi? Da, au vorbit, că i-am întrebat că sunt, ne-a spus că sunt doi. Le-am întrebat dacă cei doare picioarele cum le avea prinse, iar celălalt jos a spus că spatele. Deci ne-au spus, erau conștienți. Am fost la barul din partea aceea, am văzut că au intrat în capul de pod și după aceea am alergat să-i scot. Șoferul era băgat sub volan și pasagerul era peste el. Și pasagerul a fost plin de sânge, șoferul nu era conștient. La fața locului au ajuns nu numai ambulanțele și Smurdul, ci și primarul din localitate, care a profitat de ocazie să se laude cu calitatea drumului recent renovat. Am venit că am văzut că au trecut foarte multe mașini, salvări, pompierii. Din păcate, un accident foarte tragic. Acum știm toți că drumul este foarte bun și ar trebui să reducem viteza. Drumul e foarte bun, e lat, aleargă, nu se controlează, uită pe unde merg cu mașinile. Acum nu știu ce au făcut cei doi care au fost în mașină, îmi pare rău de ei. În cele din urmă, fiul manelistului Nicolae Guță a ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Nicușurii, bine? Da. La urgență a ajuns și mama lui Nicușor Guță. A rămas cu 3 coaste rupte, cu niște lovituri, tăieturi la picioare. E conștient. Cea de-a doua victimă, a cărei stare era una gravă, a fost transportată la un spital din capitală. E stabil hemodinamic, este conștient, dar are leziune de coloană vertebrală și mai are fracturi, contuzii. Și celălalt? Celălalt are și el fracturi costale, dar tot așa este stabil hemodinamic. Care mai bună? Da. Urmează deplasare la București. A doua zi, familia a cerut transferarea lui Guță Junior la o clinică privată din București. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare din culpă și conducerea unui autovehicul fără a deține permis de conducere.